Bună ziua, dragi colegi! Ca fiecare dintre dumneavoastră, cu siguranță și eu m-am confruntat cu o problemă. Cum să evaluez elevii mei pe timpul școlii online? Am încercat mai multe instrumente, de la Padlet, Live și Work, însă în decursul timpului m-am oprit la Google Docs și Google Forms. Ca atare, astăzi voi încerca să fac un astfel de test, comprimând informația în câteva idei scurte, astfel încât poate vă ajută și pe dumneavoastră pe viitor. Fără a lungi foarte mult vorba, haideți să dăm drumul pur și simplu să vedeți cum formatez eu un astfel de test, astfel încât să mă ajute în activitatea mea. Da? Ca fiecare test trebuie să aibă o anumită descriere, un timp de lucru acordat elevului. Ca atare, ne vom folosi de acest formular și vom introduce inclusiv descrierea și numele testului. Pentru mine, astăzi testul se numește test clasa a 5-a. Rugămintea este să nu fiți atât de critici, să nu acordați atenție felului în care sunt construite întrebările, logica lor, ci m-a interesat mai mult ca să vedeți ce tip de item putem să introducem în cadrul acestui test. Da? Libertatea o aveți dumneavoastră să faceți acasă, la școală, testul care vă ajută și felul în care știți că ar putea să ajute pe elevii dumneavoastră. Da? După ce am trecut denumirea testului și descrierea testului și am lăsat un timp de rezolvare pentru copii, înainte de toate, având în vedere că am deja grupul țintă, clasa 5-a, nu are rost să mai insist asupra culegerii acestei informații, ci o să doresc foarte mult să știu cum se numește acest copil. Ca atare, o să am nevoie de numele și prenumele tău. Da? Aici, bara de instrumente Google vă permite să alegeți mai multe tipuri de răspunsuri. Da? Grilă, scară liniară, drop-down, casetă de selectare, răspunsuri multiple, paragraf, răspuns scurt. În cazul de față, se potrivește foarte bine răspunsul scurt. Da? Ceea ce este de recomandat este să treceți ca itemii să aibă obligativitate la răspuns, astfel încât la finalul testului, un copil care nu a completat un item se întoarce automat la acel item, tocmai pentru a nu omite să-l completeze și astfel să nu fie depunctat din cauza acestei omisiuni. Ca atare, fiecare item vă recomand să fie obligatoriu. Bun, mergem mai departe. Avem posibilitatea să dublăm itemul sau să-l adăugăm din bara din stânga. Totodată aici aveți mai multe instrumente. Puteți să adăugați un titlu și o descriere, o fotografie, un video sau să creați secțiuni ale testului. Nefiind vorba de o secțiune aici, acum practic o să mergem pe un al doilea item pe care eu îl folosesc, și anume școala unde învață copilul, da?
da? Și aici nu se mai potrivește varianta de răspuns scurt, ci varianta drop-down. Și aici o să trecem ca opțiune școala 1, școala 2. Eu folosesc această funcție tocmai pentru că predau la 3 școli și am nevoie să identific cât mai bine și cât mai ușor de unde vine copilul. Da? Trec mai departe. Terminând cu aceste date, practic încep să setez iteme de care am eu nevoie, știind că îi ajută și pe copii pentru a face cât mai bine un test și pentru a verifica și cât mai bine cunoștințele lor. Da? Ca atare, primul item îl trecem cu numărul 1 și aici o să avem două variante de răspuns, una corectă, una incorrectă. A doua variantă de răspuns. Aici nu se mai potrivește funcția drop-down, dar nici funcția răspunsuri, nici funcția casete de selectare, ci o să alegem răspunsul multiple, chiar dacă nu avem răspunsul multiple la acest item. Este o greșeală de la Google, iată că se întâmplă și la case mai mari, și am sesizat-o în timp ce lucram la ea. Practic, această funcție nu vă permite să alegeți sau copilul nu îi se permite să aleagă mai multe răspunsuri multiple, ci doar un singur răspuns. Este greșeala celor de la Google, v-am zis, nu înțeleg de ce nu o sesizează, probabil va trebui să le fac eu o sesizare. La fiecare item, dumneavoastră puteți să adăugați și o descriere. Da? Și aici eu aș putea să trec alegere unică. Da? Mergem mai departe. Nu o să mai insist asupra acestui tip de item, da? Ci o să aleg un item cu mai multe variante de răspuns. O să numerăm tocmai ca să aibă o anumită logică. Și la itemul cu mai multe variante de răspuns, o să trecem alegeri multiple. Din experiența mea, îi ajută pe copii să identifice ce trebuie să facă. Și, în mod normal, aici ar fi trebuit să avem răspunsul multiple și această funcție, într-adevăr, să funcționeze așa cum trebuie. Numai că nu funcționează, ca atare, cea mai bună funcție este casete de selectare. Da? Ceea ce o să-i permite elevului să selecteze mai multe răspunsuri. O să aduc imediat variantele de răspuns. Am făcut acest lucru. Mergem mai departe. Acum avem posibilitatea să ne folosim de materialele video. În cazul de față, putem să introducem filme și să dăm anumite cerințe elevilor. Aducem acum acest film. Avem posibilitatea fie să-l căutăm, fie să trecem URL-ul direct, da? Îl selectăm și el deja face parte din
face parte din corpul testului. Da? Îi dăm un titlu acestui film, să zicem Siguranța pe internet, și imediat după după film creăm și cerința. Da? Asta aici am făcut o mică greșeală. Ok. Haideți să duplicăm asta. Ștergem filmul. Și acum... creăm cerința. Identifică care sunt pericolele pe internet din filmul de mai sus. Ok, aici o să trecem paragraf pentru că copilul trebuie să scrie mai mult. Da? Mergem mai departe. La fel nu uităm de obligativitatea răspunsului. Mergem mai departe. Acum putem să introducem un item care îi permite copilului să asocieze o coloană cu răspunsul dintr-o altă coloană. Da? Haideți să vedem. Aducem fotografia. Dumneavoastră de preferat ar fi să o aveți pregătită, astfel încât să vă ușureze puțin munca. În funcție de conexiunea internetului, bineînțeles că poate să funcționeze mai greu la un moment dat. Haideți să trecem și itemul cum trebuie. Și în felul ăsta îi dăm posibilitatea copilului să răspundă și să asocieze. La fel, vă îndemn să treceți funcția paragraf, având în vedere că îi dă posibilitatea copilului să scrie mai mult. Trecem mai departe, punem un alt tip de item. Care face oarecum apel la creativitatea copilului. Lăsăm tot paragraf, o să ștergem această fotografie și o înlocuim cu altă. Tot din zona unde dumneavoastră deja o aveți găpită. Mergem mai departe cu un alt tip de item. Puteți să formulați un item unde elevul are posibilitatea să identifice valoarea de adevăr sau fals a unei propoziții. Să ștergem
mie mi este mai ușor să duplic itemul și după aia să-l modific. Da? Și aici să mergem pe avem mai multe posibilități, fie să lăsăm paragraf, partea de paragraf, sau să mergem pe varianta de drop-down. Ca să mergem pe varianta de drop-down, ar trebui să multiplicăm același item și să trecem 6A, 6B, 6C, în funcție de câte variante de răspuns aveți. Da? În cazul ăsta, eu o să merg pe drop-down. Și o să aduc această variantă. Pentru următoarea propoziție. Comunicăm pentru a ne da importanți. Și aici o să trec opțiunea adevărat. Și fals. Ok? Drop down. Fals. Bun. Practic, dumneavoastră, având de experiență, puteți să alegeți tot felul de item cu diferite variante de răspuns, care apelează la creativitatea copilului. Sau doriți un răspuns foarte scurt sau unul care să fie dat pentru o întrebare deschisă. Știți exact ce trebuie să faceți, nu o să insist foarte mult. Da? Ca atare, întrebarea cu care eu închei acest formular este aceasta, astfel încât să aflăm și părerea elevului dacă i-a plăcut sau nu i-a plăcut această formă de evaluare, da? Da? Nu? Așa și așa, să zicem, da? Și puteți să lăsați fie drop-down sau o unică variantă de răspuns și v-am zis funcția răspunsul multiplu e de fapt cea care răspunde unei singure alegeri. Da? Și dacă vreți să încheiați cu un mesaj, eu mai folosesc acest lucru. Bravo, ai ajuns la final. Îți mulțumesc pentru că ai parcurs acest exercițiu de antrenare a creierului. Șterg variantele de răspuns, las paragraful și introduc o imagine mai veselă, astfel încât, nu știu, să-l încânte pe copilaș. Thank you. Sau, haideți să zicem un smile, da? Smile. Facem asta, inserăm și cam acesta este formularul. Acum, ceea ce puteți să faceți dumneavoastră este următorul lucru. În cazul în care aveți anumiți item cu răspunsuri sigure, dumneavoastră puteți să setați direct varianta de răspuns, astfel încât să copilul să poată să dea răspunsul corect, iar chestionarul să dea nota pe loc, da? Însă în cazul în care folosiți și itemi care dau un răspuns exact, dar și item cu răspuns deschis,
atunci exactitatea notei pe care o transmite chestionarul la final elevului nu e cea dorită. Da? Ca atare trebuie să interveniți dumneavoastră și să faceți notarea așa cum trebuie. În momentul în care vreți să-l trimiteți, aveți posibilitatea să apăsați pe butonul trimiteți, puteți să scurtați această adresă URL, da? Eventual îl copiați și îl trimiteți în clasa dumneavoastră. Este cât se poate de simplu. Totodată aveți posibilitatea să-l inserați în cazul în care aveți un blog, să-l inserați ca cod HTML sau îl puteți trimite prin e-mail tuturor copiilor din clasa dumneavoastră. Cam acest chestionar pe mine mă ajută, acest instrument pe mine mă ajută și mi-a folosit destul de mult în momentul în care eu am evoluat copilași. Vă doresc să, să aveți succes și partea cea mai frumoasă este că în momentul în care deja aveți un formular completat, aici vă poate da și o statistică anume, care eu zic că vă ajută în momentul în care vreți să faceți anumite raportări. Da? De exemplu, putem să intrăm pe un chestionar pe care eu l-am făcut și aici o să vedeți anumite rezumate, numele copiilor care au completat, numărul de răspunsuri, dar și anumite grafice care vă pot ajuta în momentul în care vreți să faceți niște raportări mai exacte și să vedeți în cazul în care sunteți profesor la mai multe școli cum au răspuns copiii de la școli diferite și mai ales dacă le place sau nu această formă de evaluare. După cum vedeți aici 93,9% agrează această formă de evaluare. Sper că v-a ajutat această informație. Vă doresc toate cele bune!